dimineața, domnule primar, doamna primar consilier. În conformitate cu prevederile articolului 39 aliniatul 2 și articolului 117 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, reducând modificările și completările ulterioare și dispoziția numărul 251 din 6/2017, emisă de primarul comunei de Tutor Cătău, v-am invitat astăzi să participați la lucrările ședinței extraordinare. Următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării din bugetul local al Comunei Târgu Turcu și aprobarea devizului general actualizat la obiectivul de investiții utilizare rețea canalizare menajeră în localitatea Bistara, Comuna Târgu Turcu, județul Bacău. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă?
Și de unde știți sigur că se referă la fel din voi? Dacă așa scrie aici, când este știu că n-am făcut eu proiectul, dar poate... N-are nicio treabă cineva. N-are nicio treabă. E vorba de... Vedeți explica ce înseamnă atunci sub punctul ăsta? Dom'le, fiecare lucrare, fiecare proiect are o anumită categorie din care luăm bani, să plătim taxe, să avem atâtea vizite de obținut, avem atâtea... E, din fiecare fereastră luăm câte o leagă, exact ca și în bugetul local. Aici avem taxe, avem ISC-ul, construcțiile, da? Ne-am blocat toți în construcții și în lucrat, știți destul de bine că am nevoie de avizi de la ei. Ama s-a deschis fereastră de 440, dar nu e neapărat, poate să fie și 320. Deci nu e obligat să... Iar la credit nu apelăm, nu... Sunt alte lucrări mai importante care e posibil să-mi dau. Bun, și atunci ținând cum că vă începe la în iunie, cred că, după cum bine ați menționat. Acum ați spus așa. Din ședința trecută sau această înființare de rețea de canalizare a avut loc în luna martie acestui an. Deci am luat o discuție la ședința din luna martie. Bun. Aproximați, când puteți să preconizați ca să soliciteți data omida, când va fi dat în folosință canalizarea, rețea de canalizare, la Târgu Brăila și Tudor? Am mai avut discuția, ca să știi, da. Păi când? No, probabil ca să dai drumul în canalizare, să-mi dai drumul în luma. Dar nu mă interesează, deci așa dacă nu e canalizat, care e problema? Nu dau drumul. Urma ca până în 2019, știți că am mai avut discuția o dată, da? Mulțumesc. Până în 2019. Deci master planul clubului prevede ca până în 2019, octombrie, dacă nu așa, 30 octombrie, deci data de finalizare. Am înțeles. Înseamnă când va fi luat tot pasul pas. Va fi pasul pas. Totul durează. Nu uitați că master planul cu banii europeni, nu cu banii nu știu. Eu zic că e octombrie, poate să fie bine. E bine ca să lucrați vreo 2-3 luni de zile în mediul public, ca să vedeți exact cum se derulează procedurile și cât durează, deci nu e așa de ușor. Și mie mi-ar conveni într-o lună să termin tot și după aceea să stau. Păi bun, și până în 2018 și... 2019. 2019, noi ne referim la ambelesate, în speță Târgu Brăila și Tudor. Deci, țineți cont, încă o dată vă spun. Master planul Crabului, una din regulile de bază este să fie 2000 de locuri. Total, rotușoare. Vișoara n-am. Vișoara am prins canalizarea cu TNR. Da? Așa. Deci aici a fost mișcarea care am făcut-o ca să prindem dezertori. Și înțelegeți că va veni timpul în care nu se va lua apă dacă nu ai canalizare. Deci să înțelegem că până când o să fie 2000 de abonați, nu o să termine cravul canalizare. Nu am făcut, dar nu. Locuitor. Da, acum s-a înțeleg altul. Dacă omul nu se vine. Nu se planșează. Și nu vreau apă. Ce facem? Nu mai pornim niciodată? Haideți că exagerați. Aveți o viziune foarte mișcă din comunul. Haideți că știți, dar am mai avut o discuție referitor la canalizarea, că domnul Ababil la un moment dat a spus că domnule, n-au vrut să se racordeze și acum va fi pe principiul ăsta. Nu, domnule, regula e clară. Vrei apă, da, trebuie să ai canalizare. Cum? Și ce vei face atunci în speță? Ce vei face tu, ca și editat, cum să spun, ca și conducător al acestui liceu? O chestie foarte importantă. Nu, sunt foarte curios. Poți să obligi omul care are apă că nu are nimic și îi spui, bă, omul din Bucovântă, din țări, nu are și îi spui, bă, stai din mâine apă dacă nu vrei să te racotezi la canalizare. În ideea, numai puțin, în ideea în care, de exemplu, racotarea la canalizare va costa 3.000, 4.000 de roni, sau 1.000 de roni, nu știu. Dar eu, dar și primar, nu am nicio impresie care să trebuie metru cu apă și... Cum să am eu impresia să oblig pe om să-și bage canalizare? Regula e destul de clar. Mă, ai spus mai diferit. Când e apă, ai canalizare. Nu se poate. Nu, și dacă o bătrână vine... Mai vine o dată cu întrebarea. Dacă o bătrână care are o pensie din... 200 de lei, 300 de lei. Ce face ea dacă nu se poate racorda la canalizare? Și are apă. Ce va face? Ca să-l tii. Noi asta vrem să facem. Foarte simplu este. Plătește 6 lei metru cub și banii ăia sunt prins și prețul de canalizare. Așa ce nu mai interesează unde-i dă apă. Deci pasul de așa la tine. Asta îi intereseze. Sunt niște oameni care trebuie să respectate. Cum se respectă? Domnul Mititelu e protectorul. Dar nu-ți voi protectorul. Cum chiar nu este protectorul? Pensia
pensia mică. Nu-i vorba cu pensia mică, dar eu trebuie să faci aici. Trebuie să așeze. Și eu am fost destul de... Și eu am fost destul de... Oarecum țineam la distanță. Dar până la urmă asta este istoria. Trebuie să integrăm cu toți. În Germania cum faci? Te duci în Germania, ai o săptămână acolo, plătești apa foarte scump care iese din perete. Nu mai înțeles. Nu mai înțeles. Hai, frate, eu stai să-ți mai spun o dată întrebarea. Dacă nu sunt, nu mă înțelegi greșit și nu mi-l luăm la mișto. Nu sunt protector rus. Dacă militez pentru comună, militez pentru satul meu. Bun, fiecare e de asta. Ești din spețe de la tuta, militez pentru tine. Eu îmi trebuie totuși militez pentru mine. Și madame din Vișoara militează pentru... Cred că nu. Dar nu mai militează pentru Vișoara. Da, dar ideea este... Nu, ideea este altă. De ce faci? Dacă ele am prezut de aici. Ce am văzut? Și raportarea la rețetă. Păi, tu mai așa puțin pe tine. Deci domnul Gura, ce treabă? Deci ăla nu trebuie să viază nici un an și ceva ca să raconteze. Nu, eu asta am vin, eu cu asta am vin. Mare, nu știu exact care vor fi. Păi vezi, asta e, eu asta am întrebat. Am fost de acord, da, are, da. Dar într-un final va trebui să rezolvăm și problema asta, da, domnul. Bă, te-ai să mai luăm cuvântul și după... Mulțumesc frumos, ne mai luăm. Mulțumesc frumos, ne-am terminat. Noi discutăm cam degeaba despre acest proiect, pentru că este aprobat odată. Aici s-a venit cu niște... A venit cu niște cheltuieli detaliate. Deci este aprobat, trebuie să meargă în continuare aprobate. La Vișoara, toți vor canalizare. De ce spuneți până la urmă? Nu se poate, mai ales că este impunere de la Uniunea Europeană să... cel care primește apă să o dea la canalizare. Și în 2019, când se canalizează la Tuta și la Trotuș, poate să termină și la urmă. Deci, eu sunt în 600 de locuitori, 600 de locuitori vor fi acordați să facă mesaj. 599. E număr acordez. Nu, dar trebuie să facem. Trebuie să acordez toți. Eu am o întrebare. În momentul când o să vină canalizarea asta, cu obligația de a fi fiecare abonat acordat la canalizare, noi am mai avut discuții și apropo de trecerea în, eu știu, exploatarea cu apa la cran. Ideea este prețul pe metru cub, inclusiv și canalizarea. De regulă canalizarea jumătate. Știți cam unde se ridică, de ce? Eu vă spun situația la Târgu Trotuș. La Vișoara au situații separate, apa e cam proastă, prin fântâni, au sare, au... ce au, benzină, motorină sau ce mai fi rămas pe acolo pe fântână. Dar la Târgu Trotuș, minim 60% din abonații la apă au fântână. Și în momentul când o să venim cu, nu noi, legea, o să le impună ca să se racordeze și la canalizare, o spune, băi, eu am fântână, am hidrofor, am, decât să-ți plătesc ții 9 lei metri. Dar mai să luăm pe aia bun. Canalizarea care se trece prin fața curții, în drum, nu mai să pe atâtea fosă, să înfundă, revitanjeze. Adică e destul de ok și dacă este la jumătate din prețul ăla... Nu, domnul primar, eu nu mă refer la asta. Trebuie să luăm în calcul chestia asta. Eu vă vorbesc din realitate. Eu nu vorbesc ce o să fie. Eu spun ce spune un băi. La Târgu Ocna eu am luat crabul, a început să umbli la prețul, s-a dus la 8-9 lei metru cub. Asta înseamnă la 100 de metri cub sau la 50 de metri cub de apă, s-o pătiți. Sunt 405. Dar acum lucrurile stau în felul următor. Eu ca primar dumneavoastră, ca consilier local, dacă putem să facem chestia asta și lumea să aibă canalizare, că vor să nu mai treaba. Eu mă refer în ideea că a spus că trebuie 2000 din nu știu ce, trebuie nu știu câți abonați. Trebuie 2000 de... Deci nu trebuie 2000 de oameni. Nu trebuie acordare. Să aibă 2000 de cap de... Și dacă nu se raportează. Pe satul respectiv. Deci nu trebuie obligatorul. Bă, dar nu este important asta. Important este să ai numărul de locuitori. Domnul Sfărăriu, este important că de 8 ani de zile este făcut la noi și pe baza asta nu s-a dat drumul. Deci 8 ani de zile. Ce bază? N-am găsit legăturile făcute. Păi și cine n-a făcut legăturile? Dacă fosa nu este ecologică, fosele celelalte încă în pânza preacă, se poluează pânza preacă și medică obligată. O răzbui cu asta. O răzbui cu asta. O răzbui cu asta. Dacă nu ești la canalizare, apă din fântână, nu poți să fie neecologică. Dar nu este rău.
Dar avem garanția că se pot termina, dacă nu se leagă, să zicem, 500 de oameni. Nu, plătim 3000 metru cu blapul, joc. Am nevoie de hotărârea de Consiliul Local, probabil mâine sau cel ce zic, pâine de la București. La Ministerul Său de Pune. Deci proiectul este mare atenție să fie făcut cum... să nu se facă acea greșeală ce s-a făcut. Jumătate de sat, s-a făcut. Domnule, s-a făcut hotărârea la... Jumătate de sat. Mai sunt excepții acolo. Singura excepție din Grișan, din către știu, e Varadzici. Da, și noi. Nu, sunt partea de sus care am știut ca vreau. Eu sunt cu problema și care de ce zâmbești? Nu știu, dar ce este valabil? Bă, da, mă rog. Da. Mai scrie cineva? Atunci supunem la vot proiectul de hotărâre și la aprobarea devizului general. Cine este pentru? Nu am dat de vot. Deci, doamnă, numai puțin. Din chiderea ședinței, numai puțin dacă îmi dați voie. Să mai vin cu ăsta, cu un singur subpunct, foarte scurt, subțin pe mine. M-am dus ieri în inspecție, în comuna mea. În stat, în Târgu Prăbuș. V-am spus la ultima ședință, să vă duceți frumos prin sate și să vedeți, prin vorba că păstrez de aceea, să vedeți, sunt părți. Ședința punctată, domnul Ionel, mai puncteți și eu, nu avem diverse, dar răspund. Vă rog frumos, avem un vilaj la comună. Ia două cubii cu balast, doamnă, îmi dați voi. Ia două cubii cu balast, duce frumos și sunt bărți la izboare, toată zona la izboare, o iată. Când a spus? Ieri am fost, ieri. Și se poate dacă... Ieri, dar neapărat impetuos necesar. Da, impetuos necesar să mergeți cu unii să așa. Nu sunt, nu răspuns, tu la trebuie să fie reasă. Deci, în afară de bărțile alea, țin să spun domnului Medidier și știi și domnului, că am rezolvat drumurile alea două ori, care erau unde s-a băgat capul, deci s-a rezolvat cu utilajul, apoi cu sol. Deci am pus o mașină de sol și împrăștiată pe cele două drumuri. Am confirmat pe tuturor. Dar mai merge și mai puneți. Dar lăsați că merge, nu e problemă, dar vreau să țin să vreau să mai dați și contele să știi. Da, exact. Deci nu puteți să facă cotile, adică nu ești tu. Pentru că nu aștept și noi. Deci pentru că nu aștept și noi.